Un grup de băieți ajung pe o insulă pustie pentru a face surf. Prietenii se distrează mult și în acea seară se adună în jurul unui foc de tabără. În timpul acestor întâlniri, cel mai în vârstă surfer, Nilo, vorbește despre o aventură cu o fată. Nilo plănuiește să renunțe la surf și să se mute în Canada împreună cu iubita lui. Toți sunt fericiți pentru el, cu excepția unui bărbat pe nume Alvaro. În timp ce toată lumea se distrează, Alvaro se îmbată și se uită nostalgic la fosta lui iubită, Ona. Tânărul cuplu s-a despărțit recent din cauza certurilor și trădărilor dese ale lui Alvaro. În noaptea aceea, dansează cu un alt tip. Alvaro se ceartă cu rivalul său și se poartă nepoliticos cu el. La scurt timp după, Nilo vine și îl ia de acolo. Prietenii vorbesc despre viață. Nilo îl roagă pe Alvaro să fie sincer cu privire la ceea ce îl îngrijorează. Alvaro spune că Nilo le-a stricat planurile. La urma urmei, prietenii vreau să se plimbe în toată lumea și să cunoască fete. Acum Nilo crede că acele proiecte sunt copilărești. El este îndrăgostit de iubita lui și au și un copil. Nilo îl invită pe Alvaro să vină în Canada la el, dar nu este încântat de propunere. Se pare că Alvaro a cumpărat deja două bilete spre un oraș de coastă din Indonezia pentru a face surf cu prietenul. Acum dă biletele lui Nilo și prietenei lui. Acest gest îl mișcă pe Nilo și prietenii aproape că se împacă. Dar Alvaro continuă să considere îndrăgostirea prietenului său ca pe o trădare. Ulterior, Alvaro pleacă singur cu mașina spre cea mai îndepărtată parte a insulei. Dimineața se trezește în mașină cu o stare teribilă. Pe telefonul lui ajung multe notificări. Sora lui Alvaro îl anunță că ieri a fost ziua ei, de care uitase. În plus, tatăl său este bolnav și este dor de el, dar familia nu este supărată pe Alvaro. Ei sunt dispuși să aștepte cu răbdare ca el să se regăsească și vor să mențină o relație cu el. Între timp, Alvaro ajunge în cea mai pustie parte a insulei. Își ia rucsacul, placa și caută un loc unde să facă surf. Alvaro merge de-a lungul plajei și se împiedică brusc. Aruncă placa și nisipul îl duce pe o stâncă înaltă. El reușește să reziste o vreme cu un efort incredibil, dar nu poate să urce înapoi din cauza nisipului. Alvaro își înfige degetele în nisip, dar continuă să alunece în jos. În acel moment, telefonul sună brusc. Alvaro încearcă să răspundă la telefon pentru ajutor, dar nisipul îl duce inexorabil la marginea prăpastiei. Se află într-o situație disperată. Se ține deasupra stâncilor ascuțite și apa nu este adâncă, incapabil să se miște sau să se ridice. Alvaro încearcă să audă când un val mare lovește stâncile, astfel încât să poată sări în apă fără să-și facă nimic. Apoi alege momentul potrivit și sare. Se lovește cu șoldul de o stâncă, dar reușește să nuate. Iese din apă, se ridică în picioare, apoi face un pas și cade, fără să simtă nimic pentru că și-a rupt șoldul când s-a lovit de stâncă. După un timp își recapătă cunoștința. În a doua cădere, s-a tăiat în palmă și s-a lovit la cap. De asemenea, coapsa lui este plină de sânge, dar își poate mișca degetele de la picioare. Alvaro scoate telefonul din rucsac, dar s-a stricat și nu mai pornește. Disperat, cheamă ajutor, dar lumea este la câțiva kilometri de distanță. Alvaro își înfășoară tricoul în jurul palmei care sângerează și decide ce să facă. În starea lui, este aproape imposibil să nuate până la mal, dar nu are de ales. Alvaro se aruncă în apă, cuprins de durere. Încearcă să nuate cu un braț și cu un picior, dar este epuizat și aproape că se neacă. Sângerarea internă provoacă crampe stomacale. El țipă de durere și intră sub apă. Alvaro nu mai are putere de a lupta pentru viață și renunță. Lasă aerul să iasă din plămâni și se scufundă încet în adâncuri. Îi salută psihic pe toți și le cere iertare pentru faptele sale rele. În acest moment are o halucinație. Alvaro își imaginează că a fost salvat și se întoarce la mal cu Ona. Ea spune că tipul cu care a dansat la petrecere era doar un prieten și că Alvaro a umilit-o în fața tuturor, începând o luptă. Dar își amintește și de momentele pozitive ale relației lor. De exemplu, Alvaro a organizat odată o cină pentru ea, în partea opusă a insulei. Era îndrăgostită de el în acel moment, dar acum acele sentimente au dispărut. Alvaro îi spune fetei că se neacă și îi cere iertare. Cu toate acestea, băiatul nu reușește să spună greșelile făcute iubitei. De aceea i-a venit fata în minte, să știe toate lucrurile neplăcute prin care a trebuit să treacă în timpul relației lor. Ea vorbește despre trădarea constantă a iubitului, umilirea și lipsa de dragoste din partea lui. În realitate, Alvaro continuă să se scufunde și se gândește la teama lui de singurătate. O vede din nou pe Ona. Ea se ghemuiește lângă el și îi spune cu afecțiune că trebuie să se despartă și să înceapă de la zero. Alvaro trebuie să ceară scuze la mulți oameni, așa că trebuie să trăiască. Cu aceste cuvinte, ea îl salută cu un sărut. Procedând astfel, îi dă puterea de a se trezi și de a continua să lupte pentru viață. Alvaro ajunge la suprafață și în imaginația sa Ona pleacă.
Reușește să ajungă la mal, își recapătă simțurile stând la umbra unei stânci mari. Muștele stau pe rănile lui și nu-l așteaptă niciun ajutor. Apoi Alvar observă o placă de surf aruncată la mal de valuri. El înțelege că trebuie să plece de acolo și că este mai ușor să noate. Se târăște până la stânca unde a ajuns placa, dar valul se mărește. Valul îl prinde și îl aruncă cu capul de stânci. Alvar o leșină din nou. Se trezește necându-se în mare. Se agață cu rucsacul de o stâncă și rămâne acolo. Un elicopter zboară deasupra lui, dar pilotul nu-l vede pe Alvaro de sus. Marea scade. Alvaro este blocat pe stâncă, ținându-se de rucsac. Un pescăruș se apropie de el și începe să ciugulească carnea din palma lui tăiată. Acest lucru îl trezește și se târăște în umbră. Pe drum, un ac de pescuit aruncat îi intră în braț. Această situație, impotența, pierderea de sânge și dezhidratarea îl duc la disperare. Își pierde din nou cunoștința. Alvaro se trezește doar noaptea și decide să-și potolească setea. Face o gaură în nisip și acoperă fundul cu folia de aluminiu din rucsac. Urinează în gaură, dar nu poate bea urina deoarece conține prea mult sânge. Copleșit de durere, Alvaro clătește cu apă sărată rănile nevindecate. Apoi se înfășoară în folie de aluminiu și o plasă de pescuit găsită pe mal. Încearcă să se încălzească așa, pentru că este o noapte rece și are febră. Alvaro aude tunete. În curând va ploa și își va potoli setea. Își pune paharul când începe să picure, dar ploaia încetează imediat. Reușește să adună doar câteva picături, care nu îl salvează. Toată noaptea repetă că nu vrea să moară. Dimineața, un pescăruș se apropie din nou de Alvaro, dar el e deja înarmat cu un băț plin de cuie. Pescărușul scapă și Alvaro îl blesteamă. Chiar atunci, își aude telefonul sunând undeva în apropiere. Alvaro își dă seama că telefonul a fost aruncat la mal și funcționează din nou. Scoate telefonul din nisip și răspunde la un apel video de la părinții săi. Alvaro povestește ce s-a întâmplat cu el și cere ajutor. Dar părinții vorbesc despre lucruri banale și nu văd că el are probleme. Alvaro își dă seama că aceasta este o altă halucinație. Plânge și le spune părinților cât de mult îi iubește. Halucinația se termină și Alvaro observă placa de surf pe mal. Acum băiatul poate să ajungă la ea. Alvaro își vede prietenii surferi chemându-l să noate în mare. Parcă s-ar ridica și se grăbește să prindă un val. Alvaro își dă seama cât de frumoasă era viața lui înainte de acest accident teribil, gândindu-se la prietenii săi și la surfing. Cu toate acestea, el continuă să zacă neputincios pe plajă. Tot repetă că nu vrea să moară, de parcă ar fi o mantră. Alvaro le spune pescărușilor că mai trăiește. Apoi se gândește la Ona, își face curaj și decide să noate pe o bucată de placă cu toată puterea. Undeva în fața lui vede o barcă cu oameni la bord, dar nu poate înțelege dacă este un miraj sau nu. Alvaro se gândește la Ona și noată înainte, dar obosește și se neacă, pierzând ultima speranță a mântuirii. Gândurile lui finale sunt doar pentru Ona. Deodată o barcă trece peste Alvaro. Un scafandru sare, se apropie de Alvaro și îl trage la suprafață. Un medalion alunecă de pe gâtul lui Alvaro și ajunge pe fund. O parte din el va rămâne pentru totdeauna acolo. Un elicopter sosește pentru Alvaro. Medicii îl tratează imediat. Mai târziu, la spital, Alvaro se trezește cu Nilo lângă el. Băiatul, care a fost salvat în mod miraculos, îi spune prietenului său ce l-a ajutat să supraviețuiască. Alvaro spune că era frică de moarte și avea un sentiment enorm de vinovăție față de toți cei dragi. Nu voia să fie memoria ticăloasă a cuiva. Acum, Alvaro și-ar fi dorit să fie fericit pentru Nilo când i-a spus despre dragostea lui. Alvaro recunoaște că în acel moment simțea doar invidie, dar acum este cu adevărat fericit pentru prietenul său. Alvaro nu mai vrea să fie complet egoist. A regretat că nu și-a îmbrățișat tatăl ani de zile și nu i-a spus că-l iubește. Alvaro recunoaște că nu s-a îndrăgostit niciodată cu adevărat. Stătea cu Ona doar pentru că nu vrea să rămână singur. Băiatul decide să o lase pe Ona să-și continue viața fără el. Chestia principală pe care a învățat-o Alvaro este că poate sta singur și poate supraviețui. Își încheie povestea cu lacrimi în ochi. Timpul trece și Alvaro se face bine în spital și decide să înceapă o nouă viață. În acel moment primește o vizită de la Ona. Această poveste se bazează pe evenimente reale. Un surfer pe nume Alvaro Vizcaino a dispărut timp de 2 zile și a fost salvat la 2 km de mal. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri ca acesta, activați notificările și lăsați un like pentru a ajuta canalul să crească. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!